bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Apele din lumea revistelor nu sunt liniștitoare. Potrivit știrii care a atras atenția recent, o controversă între cunoscutul regizor Farouk Turgut și celebrul actor Halil Ibrahim a provocat un mare ecou. Incidentul a început când Turgut a criticat ultima performanță a lui Halil Ibrahim și s-a transformat rapid într-o criză. La o conferință de presă recentă, cuvintele regizorului Farouk Turgut, care critică interpretarea celebrului actor Halil Ibrahim în ultimul său proiect, au făcut furori. Turgut a declarat că Halil Ibrahim nu și-a putut trăi corect rolul și nu a putut reflecta profunzimea emoțională a personajului. Această critică a avut un impact uriaș în lumea revistelor și a devenit rapid un subiect fierbinte pe rețelele sociale și site-urile de știri. Era curios să aflu cum va reacționa Halil Ibrahim, considerat de ani de zile unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori din Turcia, la această critică. În timp ce celebrul actor a continuat să-și păstreze tăcerea asupra subiectului, el a declarat în mesajele sale către cercul său apropiat că arta este deschisă diferitelor interpretări. Cu toate acestea, pe măsură ce problema a crescut rapid, reprezentantul lui Halil Ibrahim a răspuns directorului Turgut cu o scrisoare deschisă. În scrisoare, s-a susținut că s-a pregătit pentru rolul cu mare devotament și a reflectat în cea mai bună lumină toate aspectele emoționale ale personajului. S-a mai subliniat că arta este mereu deschisă criticii și că criticile lui Turgut au fost respectate. Pe măsură ce incidentul a crescut, nume celebre din lumea tabloidelor au început să-și aleagă părți. Unele nume au susținut criticile lui Turgut, în timp ce altele au susținut că performanța lui Halil Ibrahim a fost impresionantă. Această tendință pictam pe rețelele de socializare a provocat și tensiuni între grupurile de fani. Directorul Farouk Turgut a declarat că și-a susținut cuvintele la conferința de presă și că este liber să își exercite dreptul de a critica. Critica este întotdeauna necesară pentru dezvoltarea și progresul artei. Scopul meu este doar să creez proiecte mai bune, virgulă, a spus el. Celebrul actor Halil Ibrahim, la rândul său, a păstrat tăcerea și a declarat că preferă să se concentreze pe munca sa. Într-o declarație adresată cercului său interior, el a declarat: ca artist, întotdeauna am respectat și voi continua să respect criticile. Datoria mea este să prezint publicului cea mai bună performanță. Pulsul în lumea revistelor bate și este curios să vedem cum se va încheia acest eveniment în viitorul apropiat. Criticile celebrului regizor Turgut, interpretarea celebrei actrițe Halil Ibrahim și tensiunea dintre aceste două nume sunt urmărite îndeaproape de mass media și de adepții lor. Dacă va fi o criză sau o soluție pașnică, o vom vedea împreună. Halil Ibrahim, unul dintre actorii preferați ai Turciei, a făcut recent o declarație uluitoare. Halil Ibrahim, cunoscut în general pentru performanța sa în scenele murdare și periculoase, a anunțat că a decis să folosească dublu în ultimele sale proiecte. Această decizie i-a surprins atât pe fanii ei, cât și pe lumea revistelor. Halil Ibrahim, care și-a făcut un nume prin actoria sa, a făcut o declarație la o emisiune TV, explicând motivele pentru care a folosit dublu în ultimele sale proiecte și cum a luat această decizie. Iată detaliile declarației. Am jucat de mulți ani și, în acest proces, am făcut multe scene provocatoare. Cu toate acestea, unele scene din ultimele mele proiecte au devenit cu adevărat periculoase și foarte epuizante din punct de vedere fizic. Ca actor, bineînțeles că îmi place să-mi asum riscuri, dar trebuie să mă gândesc și la propria mea sănătate. De aceea am decis să folosesc dublurile în unele scene. Halil Ibrahim subliniază că cel mai important factor în decizia de a folosi dublu a fost siguranța. Rănirea mea în timp ce jucam într-o scenă ar fi putut afecta negativ atât proiectul, cât și propria mea carieră. Castorii pot acționa profesional în acele scene și se pot pune în joc pentru mine.
În acest fel, succesul proiectului și sănătatea mea ar fi protejate. Punct. Referitor la decizia de a folosi dublu, Halil Ibrahim a spus că a discutat în detaliu cu regizorul și producătorii proiectului și au susținut și ei această decizie. El a mai afirmat că performanța dublului nu va fi percepută de public și că scenele vor avea în continuare aceeași emoție. Declarația lui Halil Ibrahim a avut un mare impact în lumea revistelor. Decizia lui Halil Ibrahim a fost văzută ca un pas important făcut de actori pentru a-și proteja sănătatea fizică. De asemenea, este considerată o abordare pozitivă în ceea ce privește continuitatea proiectelor. Celebrul actor nu a făcut o declarație clară dacă va aplica aceeași decizie în proiectele sale viitoare. Cu toate acestea, este sigur că Halil Ibrahim, cunoscut pentru harnicia și determinarea sa în culise, va continua să-și fascineze telespectatorii. Rămâne de văzut cum vor reacționa fanii și industria la decizia lui Halil Ibrahim de a folosi un dublu. Acest pas al actorului pare să ofere indicii despre cum se conturează proiectele sale viitoare. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragi noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.